Tinere, tinere. Uite cum arăți, ca omul ăla e bine. Bună seara. Se aude? Da, se aude. Se aude și la mine. Cu aceste mici potriviri de culise, vă spun bine ați venit la a treia întâlnire a emisiunii Înapoi la Argument, pe care, în absența televiziunilor, o facem prin generozitatea Culturii Humanitas, la această frumoasă librărie, Cișmigiu Humanitas. Cum v-am anunțat, discuția de astăzi se va referi la o figură excepțională a logicii secolului al XX-lea, Kurt Gödel, și la o teoremă cu totul neașteptată pe care a demonstrat-o, o teoremă care reia argumentul ontologic și deci demonstrează cu mijloacele logicii existența lui Dumnezeu. Invitatul meu și partenerul de dialog este un filozof, un logician, care acum ilustrează un serviciu public și anume Rectoratul Universității București, Mircea Dumitru. El nu este numai un filozof și un logician, este și un drag prieten, așa că o să ne apelăm pe numele mic. N-am să-i spun domnule rector, am să-i spun pe Mircea. Pe Mircea l-am cunoscut mai bine într-un seminar privat, foarte restrâns, de fapt, ca participare. Andrei Pleșu este aici prezent dintre cei care erau la acest seminar. Mai este Gabriel Linceanu, care sper că nu absentează. Este. Gabriel? E acolo. Și mergea un seminar în care am luat monadologia lui Leibniz și am început să o citim împreună ca să o înțelegem mai bine. La paragraful 45 al monadologiei există, care este scurt, este format din, cred, 5 sau 6 fraze, există foarte succint formulat un argument ontologic în favoarea existenței lui Dumnezeu. Mircea a intervenit și ne-a arătat cum anume a construit Kurt Gödel argumentul în favoarea existenței lui Dumnezeu, care este finețea acestui argument, cum a cărei tradiții de gândire îi aparține și care este interesul logic al acestei demonstrații. Atunci am aflat pentru prima oară, la acel seminar, de existența acestei teoreme, despre care n-am aflat la facultate, despre care în discuțiile cu prietenii matematicienilor, filozofi, nu am aflat. Pe scurt, această contribuție a lui Gödel a rămas, pentru mine până atunci cel puțin, complet învelită în întuneric. Cine a fost Kurt Gödel? Structura acestei întâlniri este următoarea. Vă vom da câteva informații despre cine a fost, câteva anecdote legate de personalitatea excepțională a acestui om, câteva informații despre ce a produs Kurt Gödel, despre acest lucru o să vă vorbească Mircea, după care vom intra propriu-zis în tematica argumentului ontologic. O să facem o mică prezentare a tipurilor de argumente în favoarea existenței lui Dumnezeu și vom intra, respectiv Mircea, secundat de mine cu întrebări care vor fi precum agățatul de mantaua grăbită a unuia care știe foarte bine despre ce vorbește, iar unul îl trage și spune mai rămâi puțin în spate, explică-ne mai clar despre ce este vorba, vom face prezentarea acestui argument. Kurt Gödel este un gânditor.
Prefer să-i spun așa, pentru că el însuși cred că s-ar fi definit mai degrabă decât ca un specialist într-un domeniu dat, ca fiind un om care privește lumea cu un ochi care este însetat să o cunoască. Felul în care el se situa pentru a cunoaște lumea era cel pe care îl putem numi realismul platonician. Era un om care credea că obiectele matematice există cu adevărat și că atunci când gândești, de fapt vezi lucruri care există în fața gândirii tale. În această opțiune a realismului matematic se învecina cu foarte mulți matematicieni. De fapt, majoritatea tăcută a matematicienilor cred într-o formă tare sau mai slabă de realism matematic. În privința platonicianismului lui, era în dezacord cu majoritatea colegilor lui și, cum o să încerc să vă sugerez, a fost o figură excentrică în contribuțiile lui, dar și o figură excentrică în felul în care și-a trăit viața și, cum vine să spun, genialitatea. E născut în 1906, în aprilie, și a murit în 78, în ianuarie. A trăit aparent mult, dar dacă vedeți fotografiile lui, nu avem o fotografie bună ca să vă punem pe ecran, a fost un om care, de constituție debilă, un om mai degrabă slab, retras, rezervat, foarte discret, cu o privire, în mod tipic, extrem de inteligentă și pătrunzătoare, dar un om minat de foarte multe bizarerii. Bizareriile spre sfârșitul vieții s-au accentuat. De fapt, el a murit de o ipohondrie și de înfometare, pentru că nu mai avea încredere în medici și atunci nu și-a mai administrat, cu excepția medicamentelor, am pregătit o listă ca să vedeți ce listă impresionantă de medicamente și administra. În fine, el a fost înregistrat când, în fine, a fost internat în decembrie 1977. A fost internat cu diagnosticul de malnutriție și stare avansată de înfometare. El a fost ceea ce se cheamă clinic un geniu. A urmat școlile pe care le urma un om bine situat în vremea lui și în aceste școli el s-a ilustrat ca unul care lua note mari la toate disciplinele, dar era strălucit la trei. Și este interesant să vi le spun. La matematică, la limbi și la religie. Erau cele trei discipline în care excela. Din punctul de vedere al felului în care își redacta materialele, trebuie să vă spun, apropo de înzestrarea lui pentru limbi, este unul dintre gânditorii care a fost cel mai economic în exprimarea lui. Cum o să vă arate Mircea la un moment dat, cum arată demonstrația lui inițială, este o succesiune de formule cu un text care, mă rog, sunt câteva comentarii, dar care nu explicitează formalismul. De fapt, sunt comentarii la ceea ce implică acest formalism. Iar atunci când scria articole în proză, asta este demonstrația lui, deci puteți aprecia, chiar dacă nu înțelegeți formalismul matematic, extrema brevitate. Este o exprimare laconică, foarte concisă și aceia care înțeleg formalismul, înțeleg precizia acestei exprimări. Din punct de vedere formal, este extrem de elegant. Chiar dacă nu înțelegeți partitura lui Bach, de exemplu, vedeți foarte limpede că este o partitură frumoasă. Această scriere este frumoasă. Este un om care s-a exprimat concis pentru că era extrem de precis. Extrem de precis. A vrut inițial să facă matematică și fizică, dar până la urmă, datorită unui profesor excepțional în matematică pe care a avut, orientarea lui a fost spre matematică și prima lui contribuție este chiar lucrarea de licență pe care a dezvoltat-o ulterior în lucrarea de doctorat. Este demonstrarea teoremei de completitudine. Mircea o va spune ce este aceea. La foarte scurt timp, la un an, demonstrează teorema de incompletitudine, care a revoluționat complet, dar complet, încrederea
pe care matematicienii o aveau în capacitatea formalismului de a formaliza întreaga matematică, inclusiv a fundamentelor. După care, în anii 30, s-a ocupat de funcții recursive, de consecințele asupra calculabilității efective a teoremei lui de incompletitudine, producând contribuții decisive și în acest domeniu. Ce este interesant în privința creativității lui este că este o creativitate de, nu de rafală, ci de gloanțe care pleacă dintr-o pușcă de mare precizie cu lunetă. Este un om care elaborează lung și în momentul în care emite glonțul, lovește precis ținta. Alți matematicieni au muniție și trag rafale. Ce e interesant la el din punctul de vedere al psihologiei personajului este că s-a abținut să publice lucruri pe care matematicienii le-au găsit în manuscrise, în naflasul lui, și care au fost descoperite de alții mai târziu. Un alt lucru interesant este că s-a abținut parcă să ducă la capăt anumite consecințe ale căilor pe care el însuși le-a găsit, iar Mircea vă va spune acest lucru. În fine, în 41, ca să intrăm puțin în zona noastră, dă prima formulare a argumentului său în favoarea existenței lui Dumnezeu, pe care îl definitivează printr-un text, cred, din 1970. Deci, practic, este un lucru, la ce vedeți aici, care se întinde pe 30 de ani. Aceasta era Goethe. Era un om de o precizie extraordinară și vreau să vă furnizez o anecdotă legată de el, care este comică și care îl pune foarte bine în ramă. A avut un prieten, matematician și el, care a avut o contribuție importantă în matematica legată de știința economică. A scris o carte împreună cu John von Neumann legată de jocuri și teoria economică, teoria jocurilor și economie. Cred că 44 publicată. Și Oscar Morgenstern, care era foarte mult prieten cu el, în momentul în care, în 1938, poate, când i-a venit momentul ca să depună jurământul pentru luarea cetățeniei americane, pentru că el avea cetățenia austriacă. A fost mai târziu. În 50. În 48, nu? Da, după război. În 48, după război. Important asta. Așa. El trebuia să citească Constituția, trebuia să citească amendamentele și să fie capabil să răspundă la câteva întrebări legate de asta. Cu conștiinciozitatea lui, care era absolută, s-a dus cu o zi înainte de a se duce în fața judecătorului pentru a depune jurământul de primirea cetățenii, la Morgenstern și a spus: dragul meu, am găsit ceva îngrozitor în Constituția americană. Ce i-a spus Morgenstern? Am găsit o posibilitate logico-legală de instaurare a dictaturii în Statele Unite ale Americii. Trebuie neapărat să-l informăm pe judecător. Ăsta, Morgenstern, s-a luat cu mâna de cap și a spus: în niciun caz să nu faci așa ceva. Și a încercat să-l deturneze de la asta. Doi martori a avut în fața judecătorului la depunerea jurământului. Unul era Oscar Morgenstern, care a fost prietenul lui până la sfârșitul vieții. I-a supraviețuit Morgenstern. Și un prieten tot de o viață, căruia Goethe i-a supraviețuit, Albert Einstein. Împreună s-au dus la judecător. Judecătorul, jovial ca toți americanii, i-a spus: aha, deci tu până acum ai avut cetățenia germană. Goethe era un om precis. I-a spus: nu, austriacă. Și i-a zis: whatever. Oricum, vin dintr-o țară în care dictatura a făcut ravagii, ceva îngrozitor, așa ceva nu se poate întâmpla în Statele Unite. Și l-a spus: ba da, se poate întâmpla, și a început să dezvolte acest argument spre consternarea totală a judecătorului. Morgenstern și Einstein au reușit să calmeze situația și, până la urmă, a depus jurământul, fără ca să-l contravieze până la capăt pe judecător, cu această posibilitate logico-legală de a instaura o dictatură în Statele Unite.
Noi știm foarte bine din experiența verii trecute că există o cale legală de a ataca instituțiile statului. Normal nu trebuie să fii Gödel ca să imaginezi o astfel de posibilitate. Gödel a fost și un personaj secret. A fost foarte retras, a avut contact cu puțină lume. Asta poți să pui seama pe seama ipocondriei lui, poți să pui pe seama anumitor trăsături care în cele din urmă au evoluat oarecum patologic spre sfârșitul vieții lui. Dar e mai mult decât atât. Era un om de o rigoare a gândirii și a prezenței personale care impunea standarde de rigoare greu de întreținut. Prietenul lui de viață până în 55 când a murit a fost Einstein, cum v-am spus, Morgenstern a fost un altul și n-am fi aflat cu adevărat multe dintre gândurile care îl animau, cu excepția celor pe care le-a notat în Naflas, dar și aici trebuie să știți că el nota numai lucrurile pe care deja le elabora și avea un oarecare sentiment că merită să fie notate. Majoritatea lucrurilor pe care le-a gândit, le-a dus cu el. Dar în ultimii 3 sau 4 ani de viață, cu un logician foarte important, chinez, Wang Hao, a avut convorbiri o dată pe săptămână în biroul de la Princeton și când nu se putea deplasa, la telefon, pe care Wang Hao le-a notat și după moartea lui le-a publicat. În acest mod am putut afla multe dintre lucrurile, unele stranii, pe care le gândea această minte excepțională. Acum, vreau să-l rog pe Mircea să vă puncteze principalele contribuții științifice ale lui Kurt Gödel. Mulțumesc foarte mult, Horia, cu această strălucită prezentare, introducere. Vreau să reuși să duc mai departe câteva dintre gândurile pe care le-am conturat și să prezint publicului care cu atâta generozitate ne înconjoară în seara asta aici, într-o manieră, sper eu, inteligibilă și netehnică, cât se poate de comprehensibil. Și te voi trage de mânecă de fiecare dată. Câteva repere pe drumul gândirii lui Gödel și să ajungem să discutăm despre această năstrușnicie, s-ar putea spune, care este demonstrația logico-matematică a existenței lui Dumnezeu. S-ar putea să fie și logicieni matematicieni în seara asta printre noi. Și dacă este așa, vor fi primii care vor spune că există un contrast izbitor între calitatea excepțională a lucrărilor de logică matematică, de teoria mulțimilor pe care Gödel le-a publicat, inclusiv calitatea unor lucrări de filozofie care au fost publicate Antun, și această mică piesă, mică mașinărie logică, de nu mai mult de 20 de rânduri, pe care am pus-o pe ecran puțin mai devreme, care, într-adevăr, interpretată în felul în care Gödel a avut intenția să fie interpretată, pare să conducă la ideea că Dumnezeu există. Iar această demonstrație nu asumă decât principii ale logicității și raționalității. Cu alte cuvinte, premise care sunt necesare, a priori cunoscute sau analitic adevărate. Poate că nu este sigur lipsit de interes aici să adâncim puțin fațeta personalității lui Gödel, despre care ai amintit, pe care ai portretizat-o foarte viu, tocmai pentru a încerca să risipez de la început o tentație facilă de a interpreta anumite lucrări ale lui Gödel care nu au fost publicate Antun. Și aceasta despre care vorbim în seara asta este o lucrare publicată postul. Profit de ocazie ca să vă arăt seria de opere Collected Works Gödel. În cinci volume, aici avem doar 3, aici sunt antumele, în primele 2 volume. Și primul volum din Nachlass este acesta al treilea, unde sistemele de carte este pagina cu demonstrația lui Gödel.
Atunci să ne spui puțin despre contribuțiile lui. Da, să spun imediat acest lucru. Deci revenim puțin la personalitatea lui și la creație. Creația, mai ales și a publicat, este absolut excepțională. Toți cunoscătorii, comentatorii declară unanim că tot ce a publicat este o valoare supremă. Viața lui, exceptând sigur ceea ce spuneai, și anume ultimii ani trăiți în o stare mentală degradată, oscilând între manii, depresie și ipocondrie, a fost o viață spectaculoasă și de aceea insist că ar fi superficial și facil să interpretăm această teoremă, această demonstrație ontologică prin perspectiva unor accidente, ca să zic așa, biografici. O să avem prilejul să adâncim puțin ceea ce iară spuneai foarte bine în introducere și anume cum anume începea, cum anume vedea Gödel relația între filozofie, teologie și știință. Și care sunt beneficiile autentice ale fertilizărilor reciproce în aceste domenii mari ale spiritualității. Gödel este produsul unei școli, unui profil didactic, pedagogic și epistemologic de școală care s-a pierdut în totalitate. Nici măcar în Statele Unite, la Marele Universități, nu mai așa ceva. Era un moment, el a absolvit Universitatea din Viena, în decenul al treilea, în care într-adevăr, erau învățați să gândească asupra lucrurilor și asupra lumii. Și lumea nu vine în felii decupate. Lumea este un tot. Și atunci trebuie să gândești asupra resortului său. De aceea a început cu fizica, nevoia de precizie l-a dus spre logica matematică, a părăsit într-un fel fizica ca un domeniu de exercițiu profesional, dar a rămas în continuu, cât a fost la Institutul de Studii Avansate din Princeton, nu numai prin relația de prietenie cu Einstein, dar a rămas un autentic iubitor al cunoașterii fizice, a și scris, de pildă, despre aceste lucruri. O să pomenim de articolul ăsta. Da. Și toată viața lui s-a gândit, s-a văzut în descendența și în perspectiva metafizică a lui Leibniz, pe care îl socotea în coronarea spiritului metafizic și filozofic european. Ceva dincolo de care nu se mai poate trece, peste care nu poți să mai concepi un lucru care să fie mai bun. Într-un fel ironic, în argumentul anzelbian al existenței lui Dumnezeu. Ceva față de care nimic mai mare nu poate fi concepi. Acesta era Leibniz. Dar Leibniz este paradigma raționalității în filozofia europeană și, prin urmare, Gödel trebuie înțeles în acest context și în această tradiție istorică. Acum, în legătură cu realizările lui, și revin într-un moment ca să fixez mai bine contextul creației acestea de 30 de ani al demonstrației ontologice. Este clar că, nevrând să dea publicității această lucrare, el avea anumite îndoieli în legătură cu nevoia de a o comunica cel puțin. Aici sunt unele dovezi inconcluzive și contradictorii. Pe de o parte, Oscar Morgenstern, despre care am amintit foarte bine, notează chiar în august 1970, atunci când Gödel a făcut cunoscut manuscrisul său de o pagină, că Gödel, deși de 30 de ani gândește la această teoremă, nu vrea să o publice pentru că se teme ca oamenii, ca lumea educată, să nu considere că el crede că există Dumnezeu. În timp ce nu a încercat altceva decât să examineze din punct de vedere logic tăria unui argument. Și un argument pe care îl considera ireproșabil din punct de vedere logic. De altă parte... Deci el nu avea îndoieli asupra corectitudinii mașinăriei logice. Și o să vedem puțin mai încolo că e și foarte dificil să pui în evidență, să pui degetul, ca să zic așa, pe rană. Unde anume argumentul nu funcționează, unde aici. Era deci o prudență față de mediul, de ce englezii numesc de moral temper, al Universității Americane. Și aici am o anecdotă, dacă îmi permiți, Mircea. Unul dintre editori, și anume Charles Parsons, a contribuit la volumul 3,
era tânăr absolvent în 1955, când a aplicat, cum se spune astăzi, a postulat pentru a intra în Society of Fellows at Harvard. Și comisia care, în fața căreia a fost audiat, îl avea ca decan pe Willard van Orman Quine, care a fost pentru 4 decenii, cred, decanul de mare autoritate al filozofiei universitare americane. Și care era cunoscut... Asta influența foarte puternică, încă este influența foarte puternică, la mai mult de 10 ani de la moartea sa. Da, incredibil. A murit la 92 de ani. Și Willard van Orman Quine era cunoscut ca un oponent radical al religiei. Și în acest interviu, Charles Parsons a spus că a citit cu mare interes Pascal, având oarecare curiozitate intelectuală față de teologie. Dar a asigurat pe comisia că nu a fost în perioada în care s-a ocupat de aceste lucruri și nici nu a fost vreodată creștin, într-un sens practicat. A ținut să spună acest lucru. Bun. S-a încheiat audiera și se zice că Quine ar fi spus, am întrebat-o pe Michi Irimia cum se traduce good grief, care nu este Dumnezeule. E un fel de a spune, aoleu, Parsons e pios. Și asta i-a pus la păcerbit pentru că nu a intrat în această secvență în Society of Fellows la Harvard, a intrat mai târziu. Asta e foarte interesant pentru atmosfera generală față de creștinism pe de-o parte și față de angajamentul religios. Și în acea perioadă, puțin mai târziu, în 61, Gödel îi spune mamei lui, astea sunt argumente care întăresc ce ai spus, el îi scrie mamei lui, care, atențiune, nu era o credincioasă. El era un om care avea un interes față de religie, pentru că ea și-a crescut copiii într-un fel complet nereligios. Și spunea, 90% dintre filozofii contemporani de astăzi își imaginează că principala lor sarcină este să arunce cu șuturi în fund religia din capul oamenilor. Da, ca să închidem această buclă, deci reținerea lui Gödel de a publica demonstrația, probabil că se datorează și sentimentului pe care l-a avut, un sentiment acum pe care îl împărtășesc foarte mult comentatorii săi, unul dintre ei pe care mă și bazez în exprimarea pe care o fac este acest logician, matematician, care este profesor la City University of New York, Melvin Fitting, care a scris o carte admirabilă despre Dumnezeul lui Gödel, de unde împrumut și titlul acestei prezentări pe care o fac în această seară. Deci sentimentul acesta că avem de-a face aici cu un lucru serios, dar care nu este neapărat important. Este un lucru serios pentru logician, pentru metafizician, pentru filozof, să încerce un exercițiu rațional. Să vadă până unde poți să împingi, până la ce limită poți să împingi rațiunea singură și ce poate să producă. Dacă cineva m-ar întreba, să spun câteva cuvinte, care ar fi morala acestei fabule pe care o avem aici, aș putea să spun ceva de fapt acesta. De aici învățăm care sunt puterile, care sunt limitele și care sunt unor capcane. Argumentării bazate pe principii pur raționale. Deci pentru cel care face logică, cum fac eu ca profesor de logică la Universitatea din București, fără doar și poate că este un lucru foarte serios. Dacă este un lucru important, însă, pentru dezvoltarea logicii moderne, fundamentelor matematicii, pentru opera lui Gödel. Aici este de discutat. Și revenim la posibili logicieni matematicieni care ar putea să fie adaptați în țara asta, sigur că aș putea spune, da, nu este un lucru important pentru tot ceea ce a creat Gödel și o să spun acum câteva cuvinte care sunt principalii piloni ai creației sale, dar este un lucru serios. Un lucru pe care el însuși l-a luat în serios și noi nu putem să nu luăm în serios ceea ce Gödel a luat în serios. Pentru că avem foarte mult de învățat de la un geniu. Dar voie să divulg dedicația pe care Melvin Fitting ți-a pus-o pe această carte lui Mircea. Asta este serios, dar nu important. Așa că, bucură-te de el. Enjoy it. Nu mai bine, enjoy it. Da.
Și ca să încheiem acest... Aici totuși am o obiecție, adică cum să nu fie important? Bun, eu înțeleg, eu... Nu de felul poate să nu fie important și aici, ca să... Discuția ar fi foarte lungă și timpul nostru este fatalmente limitat și este foarte scump mai limitat. Pentru Gheorghe, care era sigur un spirit religios, o să-l vedem imediat, ai menționat Van Hao sau Van Hao, Însemnările dialogurilor cu Gödel, o carte foarte frumoasă care se numește De la filozofie la Gödel, A Philosophical Journey, o excursie filozofică de la filozofie la Gödel. O să vedem atașamentul său față de credința religioasă. Deci, pentru Gödel, cred că argumentul acesta ca atare, care este un exercițiu a priori raționalist, este ceea ce îl face să fie mai atașat față de valorile religii, față de credința religioasă. Deci tu spui că... Aceea nu este un lucru important, pentru că n-ai nevoie, finalmente, de un argument care și așa poate să fie contestat din foarte multe punct de vedere. Poți să spui că argumentul e corect, dar asta nu spune nimic despre valoarea concluziei, nu spune nimic despre valabilitatea premizelor. Nu spune nimic dacă nu cumva una dintre premize este logică echivalentă cu concluzia și atunci tot argumentul este un argument circular, foarte interesant, dar este un argument circular. Sau dacă cel pe care l-am demonstrat e chiar Dumnezeu. Dacă ce am demonstrat este chiar Dumnezeul credinței, poate n-are nicio legătură cu asta. Poate fi orice entitate abstractă care satisface o listă de axiome despre care vom vorbi aici. Deci sunt foarte multe întrebări de felul acesta care, de fapt, în ce direcție conduc? În direcția aceasta, să nu confundăm planul planului. Deci tu spui următorul lucru, că e serios, pentru că e de luat în serios, din punct de vedere logic, acest argument. Și filozofic, sigur. Și filozofic, dar nu este important, pentru că dacă ești, avem o ramificație, dacă ești credincios, aceste lucruri nu te ajută cu nimic. Ceea ce cu siguranță Gödel era. Deci nu te ajută cu nimic, nu, pentru un credincios, ce înseamnă demonstrația existenței lui Dumnezeu, deși și aici... Nici nu te ajută, nici nu te împiedică. Totuși, în interiorul credinței au fost elaborate argumentele în favoarea existenței lui Dumnezeu. Da, sigur. Așa. Și pe de altă parte, dacă nu ești credincios, atunci poți să formulezi o judecată de tipuri. Teorema lui de incompletitudine are consecințe logice și matematice incalculabile, în timp ce corectitudinea teoremei privitoare la existența lui Dumnezeu se oprește aici, din punct de vedere da. Logic. Dragul meu, la limită putem face următorul experiment mental. Ai pomenit pe Coin, care într-adevăr era un ateu care s-a confesat ca fiind ateu. Coin accepta argumentul de Gödel. Din punct de vedere logic. Știu, da. Înțelegea la fel de bine logica, din moment ce eu, de pildă, pot să o explic și o înțeleg, îmi dau seama, Coin și genul acesta înțelegeau mult mai bine și mult mai profund. Asta nu l-a făcut pe Coin să fie credincios. Nu e niciun fel de incompatibilitate în persoana pe care Coin. Oricum, invers, în personalitatea lui Gödel nu este niciun fel de legătură necesară între demonstrația pe care o dă existența lui Dumnezeu și faptul că el este un credincios. Asta este ceea ce rezumă, ca să spun așa, pentru a înțelege bine care este legătura și care sunt limitele între personalitate, între viața, via Creatorului și opera sa, în particular, cu acest argument în care vorbim. După ce am făcut totuși o introducere destul de amplă, să ne întoarcem la chestiunea contribuțiile lui științifice, scurt să le enunț. Sigur. Și eu am să fac unii comentarii la cel despre relativitatea generală. Genul lui Gödel a ieșit la suprafață foarte, foarte timpuriu. Deci era un tânăr absolvent al Universității din Viena și a produs două dintre rezultatele care sunt constitutive pentru logica matematică în secolul al XX-lea și în secolul nostru. Este, în primul rând, ceea ce foarte bine evocai, această teoremă de completitudine a logicii elementare, a logicii de bază, care se află ca un fel de schelet cu mașinărie interențională, care produce raționamente în toate demersurile noastre științifice, în toate științele. Astăzi, această logică poartă numele de logică de ordinul întâi. Pe vremea sa, sub influența lui Russell și Whitehead, unii dintre părinții fondatori ai subiectului, care au scris opera Capital în trei volume, Principia Matematică, această logică se numea calcul funcțional. Deci era o teorie a funcției.
cu teoria logică a funcției. Ce înseamnă că este completă logica? Sigur că asta este o exprimare condensată, oarecum o metaforică, care poate fi tradusă mai precis în următorul fel. Pot fi construite și sunt construite, de fapt, numai că pot fi construite, sisteme deductive, de felul sistemelor axiomatice, care au capacitatea să demonstreze, de formal, o mașină poate fi instruită ca să facă acest lucru, fără să gândească sau fără să fie inteligentă, pot să demonstreze tot ceea ce este adevăr logic. Tot ceea ce este, cum se exprima Wittgenstein vorbind despre logica propozițiilor, tautologie. Asta înseamnă că acel calcul formal este suficient pentru a produce tot ceea ce este adevăr logic, tot ceea ce este formulă valabilă din punct de vedere logic. Adică nu am nevoie de ceva din afara acestui sistem pentru a demonstra tot ce se formulează în interiorul lui. Da, deci cu alte cuvinte pot să dau un criteriu și să construiesc după aceea efectiv anumite propoziții care sunt adevărate doar din punct de vedere logic, fără niciun fel de legătură cu lumea contingentă, cu faptele. O simplă tautologie care este un exemplu foarte folosit în manuale de introducere în logică, ceva de genul plouă sau nu plouă. Știu că este adevărat acest lucru fără să mă uit pe geam din librăria Humanita și să văd că acum nu plouă în București. Plouă sau nu plouă este un adevăr logic. Sau este un exemplu, o ilustrare a unui adevăr logic. Sigur, ca să fiu foarte precis, ar trebui să spun plouă sau nu plouă în București, în ziua aceasta, la ora aceasta, în locul acesta, dar să considerăm că am făcut toate aceste precizări. Deci este un adevăr logic. Deci o mașinărie logică de genul sistemelor axiomatice este completă atunci când poate să demonstreze toate adevărurile de acest tip. Nu lasă în afară niciun fel de adevăr care este logic. Și asta este ceea ce Gödel demonstrează în teza sa de licență, în diploma sa la Universitatea din Viena. Un rezultat care era oarecum în aer, era anticipat de către matematice, de pildă de către școala lui Hilbert, școala formalistă a lui Hilbert, care era și influențată. Toată lumea s-a așteptat ca acest lucru să fie. Da. Atâta doar că Gödel arată cu precizie și cu meticulozitatea care erau caracteristice, cum anume stau lucrurile cu acest adevăr al logicii, care ne spune un lucru important, și anume că putem să construim sisteme formale care pot, atunci când sunt interpretate corect, să producă tot ceea ce este adevărat. E bine, n-au apucat să se bucure formaliștii prea mult, pentru că după un an... Aproape chiar concomitent sau, nu știu, consecutiv, dar la un timp foarte scurt, mai că eu l-am anunțat lucrurile acestea în același timp, la o faimoasă conferință care a avut la Königsberg în 1930, produce ceea ce sigur că a însemnat o revoluție, și nu mă tem să folosesc acest cuvânt, alții au văzut aceasta ca un cutremur în logică și în fundamentele matematice și a arătat că, de fapt, nu toate sistemele, iarăși un lucru pe care logicienii matematicieni l-anticipau și l-a fi dorit foarte mult, Hilbert și școala sa, nu toate sistemele formale, dacă sunt mai puternice decât logica aceasta elementară, sunt complete. În particular, dacă noi construim un sistem formal axiomatic pentru numerele naturale, adică o mașinărie logică prin care să captăm adevărurile banale pe care le învățăm despre numere în primele clase de școală elementară. Aritmetică. Aritmetică, adunarea, mulțirea, etc. Dacă facem așa ceva, cum de pildă au făcut Russell și White în principia matematică, în pofida așteptărilor, indiferent cum am construit, indiferent cât de ingenioși am fi, Dumnezeu însuși, ca să zic așa, dacă s-ar apuca să construiască un astfel de sistem, nu ar putea să capteze într-un astfel de sistem tot ceea ce este adevărat în limbajul care este vehiculat de acel sistem. Dacă vreți un adevăr aritmetic, nu banal, foarte complicat, doar un adevăr aritmetic. E foarte important cum e formulat acest rezultat. În primul rând, el nu trebuie confundat... Cum formulezi teorema asta? Da. În primul rând, el nu trebuie confundat cu ceea ce s-a spus înainte, și anume că logica elementară e completă. Pentru că oamenii ar putea să spună, domnule, ce confuzie în această disciplină care pretinde
cu atâta semeție că este paradigma clarității și a riporii. Deci, mai întâi Gödel demonstrează că logica este completă, după aceea, după un an, se răzgândește și spune, stați puțin, am greșit, este incomplet. Nu, nu e vorba de așa ceva. Sunt lucruri complet diferite. Deci, logica este completă. Ceea ce spune însă că este incomplet este următorul lucru. Și anume, pentru orice sistem pe care poți să-l construiești, care să-l exprime aritmetica, în așa fel încât acest sistem să fie coerent sau consistent sau să nu se contrazică pe sine. Deci sistemul să nu producă propoziții care să fie contradictorii. E foarte important acest lucru. Deci pentru orice astfel de sistem, suficient de puternic ca să exprime aritmetica și care este în același timp și consistent, există o propoziție a limbajului aritmeticii care este adevărată, dar această propoziție nu poate fi demonstrată în acel sistem. Ca să fie mai clar pentru mine. Deci, ce este în plus aici este logică și am și aritmetica. Dacă vreau să construiesc un sistem formal care are cel puțin la bază aritmetica și orice sistem formal trebuie să aibă cel puțin aritmetica la bază, că altfel nu pot construi, deci, un astfel de... O să fac o mică mațare, după aceea, da. Lasă termin. Deci, pentru orice astfel de sistem care are cel puțin la bază aritmetica, pot construi propoziții despre care în interiorul sistemului nu pot, deși ele sunt corect construite, nu pot să spun nici că este adevărat, nici că este fals. Da, deci, aproximativ vorbind, este corect, adică există aceste propoziții nedecidabile. Dar nu este aritmetica la baza sistemului, să înțelegem. Sistemul care este la baza tuturor celorlalte sisteme este logica. Aceea este elementară. Iar programul logicist al lui Frege și al lui Rasta, preluat într-un fel și de Wittgenstein, în tractatul logico-filozoficus, Wittgenstein comentat asupra acestor lucruri, critica comentează asupra lor totuși cu simpatie, programul logicist urmărește să stabilească faptul că aritmetica poate fi redusă la logică sau poate fi dedusă din logică. Iar așa ce spune este destul de aproximativ și ar merita să fie elaborat, dar nu e acum. Trebuie să formulăm calitativ, ca să se înțeleagă deci, de ce este în plus față de toate. Spunem așa, aritmetica ar fi un capitol al logicii. Un capitol particular al logicii. Adică la axiomele de bază ale logicii, dacă adaugi anumite concepte și definiții, poți să deriv din logică, din logica elementară, toată aritmetica. Și surprinderea a fost asta. Dacă logica este completă și aritmetica derivă din logică, dacă logiciștii au dreptate, deci toți acceptă acest lucru, dar dacă aritmetica nu este decât un capitol al logicii, cum se face că aritmetica aceasta este incompletă? Și ce înseamnă că este incompletă? De aceea rezultatul acesta nici nu a fost receptat potrivit de la început și a fost foarte greu integrat. El a consternat. A consternat. Și reprezintă sfârșitul programului formalist. Da, nu logic că și în filozofie nimic nu se sfârșește niciodată. Adică au existat după aceea niște principii care au fost construite pentru formalism. Deci, ad hoc, nu neapărat ad hoc. Deci există acum un neoformalism, există un neologicism. Care ocolesc teoria de incompletitudine. Care fac lucrurile, adâncesc lucrurile și le fac mai precis. Și pentru ca rezultatul să fie corect receptat, trebuie să insistăm că Gödel nu spune că există un adevăr care este nedemonstrabil. Că poate fi construit. Așa ceva nu este adevărat, pentru că dacă am avea un astfel de adevăr care este nedemonstrabil, l-am putea lua ca o axiomă, pe care nu trebuie să o mai demonstrăm, și am adăugat acest adevăr la orice sistem axiomatic potrivit. El spune că pentru orice sistem există un adevăr care nu poate fi demonstrat în sistem. Deci, cu alte cuvinte, dacă ne putem imagina că putem genera foarte multe sisteme, dacă vreți la limită o infinitate de sisteme, înseamnă că există și o infinitate de propoziții. Alta pentru fiecare sistem. Nu una și aceeași pentru fiecare sistem. Raportat sau relativ la un sistem formal, întotdeauna poți să construiești cu mijloacele sistemului ceva care este adevărat, dar nu poate fi demonstrat. Da. Ceea ce face el este să rupă un mariaj pe care matematicienii întotdeauna l-au socotit fericit, și anume legătura dintre adevăr și demonstrație. Demonstrația nu mai este o marcă în momentul de față pentru adevărul adevărat. Adică sunt adevăruri matematice care pot fi intuite ca adevăr și care nu pot fi demonstrate. Nu decât atât. Poți să demonstrezi că este adevărat. Aici este toată ingeniozitatea.
Deci poți să demonstrezi că propoziția este adevărată, dar la același timp demonstrezi că ea nu poate fi demonstrată în sistemul axiomatic la care raportezi propoziția. Dar poți construi un sistem mai puternic. E greu, adică e o mișcare a minții în care se învârte în jurul ei, ca în faimosul paradox al lui Epimenide, Cretan, care a stat și ca model de-a lui pentru teorema aceasta de competitivitate. Care spune că... El minte, dar o formulă și mai simplă este propoziția care spune despre ea însăși că este falsă. Dacă este adevărat, atunci e adevărat ce spune, și anume că e falsă, iar dacă este falsă, e falsă, este falsă și deci este adevărat. Numai este și adevărat, și falsă. Dar există o cale de ieșit din această circularitate? Da. Sisteme mai puternice? Sigur, există soluții. De pildă, teoria tipurilor lui Russell este astfel de soluție, sau distinția pe care o face Tarski între limbaj și metalimbaj. Sunt, deci, resurse suficiente în ceea ce a însemnat dezvoltarea logicii în această epocă, dar logicii matematice, care a fost prima parte a secolului al logicii. Să trecem scurt, ca să reușim să ajungem și la argument. Am să vă spun eu că în 49, când la 70-a aniversare lui Einstein mi s-a dedicat de către savanți un volum omagial, Schilp, cel care este editorul volumului, a primit o contribuție de 6 pagini din partea lui Goethe, care dezvolta un argument cu care Einstein n-a avut ce face. Și, așa, rapid spus, el a plecat de la faptul că ecuațiile relativității generale sunt corecte, sunt adevărate, asta e foarte important, sunt adevărate, și atunci a construit un model de univers care corespunde unor soluții la aceste ecuații, care reprezintă o anumită distribuție a masei în univers și, important, acest univers este un univers în rotație, pentru care liniile temporale se închid. Asta înseamnă că cineva care trăiește într-un astfel de univers poate să plece în timp dintr-un anumit punct și se întoarce, după scurgerea unui anumit interval de timp, în aceeași poziție. Ceea ce înseamnă că într-un limbaj SF, călătorile în timp sunt posibile. Trec peste calificările pe care Goethe le face în acest articol referitoare la călătoria în timp. Important este de ce a construit acest argument Goethe. Seamănă cu teorema de incompletitudine. A vrut să arate că dacă iei ca adevărate teoriile, ecuațiile relativității generale, poți găsi un univers care este matematic consistent, nu ne punem problema dacă el poate exista în realitate, pentru care timpul nu are nicio realitate. Întrucât diferența dintre universul real și universul ăsta, care este o soluție matematic consistentă la ecuațiile relativității generale, diferența ține doar de distribuția maselor și de mișcarea lor, e limpede că doar acest lucru nu poate modifica conținutul real a ceea ce noi numim spațiu ori timp. Ori dacă este așa, chiar dacă acest univers care reprezintă o soluție la ecuațiile relativității generale, nu este unul pe care să-l găsim în realitate, deși Goethe a încercat să-l identifice, respectiv rotațiile. Sunt mai multe carnete în care se văd din măsurători astronomice, a încercat să deducă că există o rotație a Universului. Dar, dincolo de acest lucru, rămâne faptul că dacă într-o astfel de soluție timpul nu există, înseamnă că, de fapt, în niciun univers, nici în al nostru, timpul nu are o realitate. Cu această teoremă, Einstein însuși nu a avut ce să facă. A spus că este o contribuție foarte interesantă, cea pe care prietenului Goethe l-a făcut-o, dar că a respins-o cu argumentul că nu este o soluție fizic posibilă. Acum, există... Dar vreau să relatez și o mică anecdotă, pentru că ai spus o anecdotă. Da. Mai bine, eu am mică anecdotă.
Gödel a scris acest memoriu pe care l-a dedicat lui Einstein și l-a oferit de ziua sa. Soția lui Gödel, Adele, care cunoștea la fel de bine ca Einstein, a socotit că ar trebui să facă și ea un cadou lui Gödel. Lui Einstein, mă scuze. Și a tricotat un pulover. Se spune că Einstein a fost mult mai mulțumit de pulover pe care a fost Adele decât de această demonstrație a lui Gödel, că timpul n-ar avea realitate fizică, sau dacă ar avea, atunci ar fi complet contraintuitiv față de intuițiile pe care le-au fizicienii. Și pe care avem noi, oameni. Cu puloverul a avut ce face, dar nu cu această contribuție a fizicienilor. Acum să intrăm în argument. Mă rog. Da, deci... Și îți propun să facem așa. Perfect. Astea sunt definițiile. Sunt toate definițiile de care eluzează. O să citim fiecare propoziție și o să o explici. Ca să fie mult mai inteligibil tot ceea ce se întâmplă aici, ar trebui să dăm puțină viață demonstrației, timpul fiind foarte constrângător și părțile demonstrației fiind destul de complicate pe alocuri, chiar dacă sunt prezentate netehnic și nesimbolic, ar fi mai bine să dăm viață demonstrației prezentând o dinamică, adică nu citim linia fiecare rând. Pentru, sigur, scopurile prezentării didactice aici am separat definițiile de axiome și de teoreme. De fapt, sunt 5 propoziții, 5 leme și teorema finală care spune că Dumnezeu există cu necesitate. Atunci, ceea ce voi face este să prezint pe mișcare demonstrația și de câte ori voi apela la una dintre definiții sau la una dintre axiome sau la una dintre teoreme, am să pun pe ecran aceste lucruri și toată lumea poate să le interpreteze. Așa mai aici. Ok, da. Să facem în așa fel încât să fim înțeleși, da? Da? Ne spui câteva cuvinte de argumentul ontologic al lui Husserl, de la care pleacă. Poate că o luăm prea de mult. Sunt deja 1000 de ani de atunci. În a doua jumătate a secolului al XI-lea, Anselm din Canterbury, care era un italian, a avut această idee stranie de a construi un argument sui generis. Nimeni n-a mai imaginat acest tip de argument până la el. Nimeni. Deci este o invenție genială. Sigur, și argumentul acesta a influențat, a modelat toată discuția care s-a dezvoltat în această tradiție teistă, raționalistă, de demonstrare sau de argumentare rațională a priori existenței lui Dumnezeu. Pe scurt, demonstrația care are structura unei reduceri la absurd. Asta ce înseamnă? Înseamnă că presupui ceva și dacă presupunerea respectivă conduce la o absurditate, la ceva flagrant contradictoriu, atunci trebuie să renunți la ceea ce ai presupus. Să respingi presupunerea pe care ai făcut-o. Dar asta, în logica și matematica neconstructive, este echivalent cu a demonstra negația presupunerii pe care. Iar propoziția autocontradictorie de la care pornește Anselm, sau cea care conduce la o contradicție și care finalmente întemeiază rațional existența lui Dumnezeu, este aceasta, că o să concepi o ființă în față de care nimic altceva nu este mai mare. Și întrebarea este dacă această ființă există doar în concept, în intelect, sau există și în realitate. Dacă există doar în concept sau în intelect, atunci a fost să concepi o ființă care este mai mare decât aceasta. Și anume ființa care este și în concept și în realitate. Dar acest lucru este absurd, pentru că nu poate să existe ceva care să fie mai mare decât acel ceva față de care nimic nu poate fi mai mare. Ați da, înțeles? Sunt foarte multe cuvinte aici, e ușor dacă citim, decât dacă vreau să vă gândesc că am repetat de foarte multe ori. E un argument foarte puternic. Deci în fața îl definești pe Dumnezeu într-un anumit fel, ca fiind ființa decât care nimic mai mare nu poate fi conceput. Asta e clar. Și atunci spui că, să presupunem că ea este doar în mintea mea. Dar dacă e doar în mintea mea, e mică. Că mintea mea e mai mică decât peretele ăsta. Deci, e clar că există ceva mai mare, dacă există doar în mintea mea, decât această, dar asta contrazice definiția, că prin definiție această rotură este una decât care mai mare ceva nu poate fi conceput. Și deci, dacă definești pe Dumnezeu în acest mod, ești constrâns din definiția Lui să-i accepți existența.
Mie, da, mi se pare, mie mi se pare această idee strălucită. Da, strălucită, într-adevăr, dar a suportat chirii ca un mărminț foarte strălucit. De pildă, Kant a respins-o, spunând că este, n-a zis așa, pune zbute, dar la asta revin lucrurile, pentru că nu poți să demonstrezi a priori existența a ceva. David Hume, înainte de Kant, face același lucru. Nu am timp aici să comentez aceste lucruri, dar spune foarte clar că nu poate exista o demonstrație a priori a existenței a ceva care este conceput, atâta timp cât conceperea a ceva nu este incompatibilă cu conceperea opusului acelui ceva. Mai aproape de noi, istoric, Frege respinge această demonstrație ontologică. Pentru noi, o logico-semantică, a exista sau a fi, nu este o proprietate. Da. Ori asta intervine în argumentul lui Anselm. Iar în secolul nostru, Russell și alte minți foarte luminate logice, de asemenea, spun că astfel de argumente, practic, nu pot fi convingătoare. Poate că nu este nici climatul cultural și spiritual ca să mai ascultăm astfel de demonstrații. La Oxford, Colin Wood, care a scris o carte despre argumentul ontologic și care credea în valabilitatea lui, a stârnit consternare printre colegii lui filozofi că poate să facă acest lucru, că el poate să creadă cu adevărat în această aberație. Dar sunt și minți care au crezut. Descartes este unul dintre... Da, e foarte bine că îl evoci, pentru că acum, dacă începem să prezentăm schițat și neformal argumentul lui Goethe, trebuie răspuns că punctul de pornire este Descartes și Leibniz. Și spre deosebire de Anselm, care are într-adevăr un gen de demonstrație definițională a existenței lui Dumnezeu, pentru că a prins foarte bine această idee, pentru că definirea conceptului lui Dumnezeu implică existența sa. Nu poți să altă definiție nu se pretează la acest argument. Da, dar este foarte rațional să-L definești pe Dumnezeu în felul în care a fost definit de către Anselm. Deci aici e la pozitivitate maximală. Exact. La Descartes și la Leibniz, foarte clar, avem de-a face cu un argument de tipul conceptibilitate sau un argument modal, care are două părți. Părți care sunt foarte clare și în demonstrația pe care o vedea imediat, pe care o vedea. Iar prima parte stabilește, sau cel puțin la Descartes intenționa, urmărea să stabilească, deși Leibniz spune că nu reușește să facă acest lucru. Stabilește că Dumnezeu este posibil, concepând existența lui Dumnezeu în modul în care noi o facem în religie, înseamnă că este posibil să existe Dumnezeu. A doua premiză importantă este această trecere. Dacă Dumnezeu este posibil, atunci Dumnezeu este necesar. Asta e ceva foarte tare. Asta este ceva... Deci mai întâi se stabilește posibilitatea, iar dacă am stabilit-o, atunci în pasul 2 se demonstrează că... Sigur. Iar dacă se acceptă aceste două premise, este un simplu exercițiu de logică formală elementară, prin ceea ce se numește modus ponens, detașezi concluzia. Însă principiul de care există necesitate. Da? Dacă A este adevărat și dacă din A decurge B, atunci B trebuie să... Dar principiul pe care îl folosesc ca să trec de la pasul 1 la pasul 2, care este? E, aici trebuie să discutăm acum. Adică să luăm pe rând aceste lucruri și deci să... Deci nu e o șmecherie. Între pasul 1 și pasul 2 se trece cu un anumit principiu pe care nici eu o să le renunțe. Da, sigur. Nu puteam spune că este o șmecherie, dar nu știu dacă este foarte coșer. Tu crezi în argumentul demonstrația lui? Din ce punct de vedere materialist? Deci, demonstrația lui Goethe, ca orice demonstrație logică, este o mașinărie logică, este un calcul logic. Da, asta cred. În care introduci ceva, introduci definiții și axiome. Deci, discuția este dublă. E făcut bine, funcționează bine mașinăria logică? Este o întrebare. Dacă ea funcționează bine, a doua întrebare este: definițiile și axiomele pe care introduc sunt în regulă? Nu cumva introduc într-una dintre definiții sau axiome ceea ce eu am la capătul raționamentului? Adică nu fac o petiție, o principii, da, de asta fapt? Asta este ce spune Fitting de pildă. Deci, ca să înțelegem, să vedem care este reputația demonstrației. Logicieni absolut străluciți care au văzut această demonstrație, începând cu Dana Scott, primul căruia Goethe a avut încredere să îi transmită demonstrația, să îi o încredințeze. Foarte puțin cunoscut, sigur, pentru că nu s-a exercitat ca un filozof, deși are și implicații filozofice în ceea ce a făcut, dar este un logician
matematician de primă importanță. Dana Scott. Dana Scott. Cu acest nume ciudat, Dana. Da. Dana este un bărbat. Da, bărbat. La început este o femeie, dar este de fapt un bărbat. Mai departe, Melvin Fiddick. De asemenea, această carte spune, nu e ușor să vezi unde apare, dacă există o eroare logică în acest argument și dacă există undeva mascat un sofism. Russell a pus acest diagnostic pentru argumentele ontologice, spunând că este foarte greu să spui unde sunt greșelile, dar atmosfera generală a argumentului te îndeamnă să spui că ceva nu este în ordine. De aceea sunt și foarte productive discuțiile și foarte interesante pentru logicienii filozofi. Poate nu pentru logicienii matematicieni, dar pentru logicienii filozofi care se ocupă de metafizică, de teoria proprietăților, de conceptul de ființă maximal perfectă și așa mai departe, sunt lucruri foarte interesante. M-a întrebat ce cred despre el. Deci, exact, citind toată această literatură, care acum este o literatură în continuă dezvoltare și creștere, exegeză asupra argumentului, am venit aici în armată câteva cărți foarte solide, foarte serioase. Cred ca majoritatea logicienilor din care m-am instruit că argumentul acesta este foarte interesant și că nu este banal, falacios sau sofistic. Dar dacă el demonstrează că există Dumnezeu, este cu totul o altă poveste. Pentru că pentru asta trebuie să accepți premizele sale. Eu te-am invitat ca să demonstrez existența lui Dumnezeu. Bineînțeles, și demonstrat chiar contrar. Atunci ați învățat să spun că nici eu mă voi demeca la așa. Bun. Să trecem la lucru, nu? Da. Unde mai fierbește? Ce este? Trebuie să fie pe puțin ca să iasă bine. Deci, iată acum într-o prezentare de tehnică argumentul acesta pe care l-aș numi Gödel-Leibniz sau Leibniz-Gödel. Reținem că avem nevoie de doi pași. Primul pas stabilește că Dumnezeu este posibil, al doilea pas stabilește această trecere logică, această inferență. Dacă este posibil, atunci este necesar. Conceptul cu care lucrează Gödel este un concept preluat de la Leibniz, conceptul de perfecțiune, care este, o să vedem imediat, în comentariul foarte subțint pe care Gödel îl face în demonstrația tehnică pe care am prezentat-o la început. În comentariul respectiv, Gödel lămurește această idee în felul următor. O perfecțiune sau o proprietate pozitivă ar trebui înțeleasă în felul următor. Și citez. Pozitiv înseamnă pozitiv în sens estetic-moral, într-un mod independent de structura accidentală a lumii. Numai atunci, spune Gödel, sunt axiomele demonstrației sale adevărate. Iar pozitivitatea poate să însemne de asemenea atribuție pură, opusă privației sau conținând privația. Această interpretare, conchide Gödel, sprijină o demonstrație mai simplă. Mai mult de atâta nu găsim în comentariu netehnic, neformalizat, care apare în demonstrația de 1970. Sunt singurele cuvinte foarte critice pe care le spune Gödel despre formalismul pe care îl are acolo. Deci vă dați seama că este foarte multă muncă de interpretare aici. Deci proprietatea pozitivă, dăm un exemplu de proprietatea pozitivă. Nu pot să dau un exemplu care să fie necontroversabil, dar aș putea de pildă să gândesc prin analogie cu Leibniz și prin analogie cu ce spune și Wittgenstein din partea de ontologia statusului, că aceste proprietăți sunt stările de lucruri atomare în care se construiește lucrurile. Dacă vreți niște exemple de școală, care clar că sunt doar niște analogii foarte slabe, să spunem de pildă pentru ceva a fi roșu. Este o proprietate simplă, pozitivă. Din asta decurge de pildă că acel ceva este colorat. Deci Dumnezeu e roșu. Nu vreau să spun asta. Mi-ai cerut un exemplu de proprietate simplă pozitivă. Și am dat un exemplu direct așa ceva. Nu decurge de aici că Dumnezeu este într-un fel sau altul. Dumnezeu este oricare ființă care are fiecare proprietate pozitivă. Da. Asta este adevărat. Dar Gödel ce face spre deosebire de Leibniz? În loc să lucreze intuitiv cu noțiunea de pozitivitate sau de perfecțiune, spune, haide să vedem care ar fi proprietățile
pozitivității sau al perfecțiunii. Și pentru asta urmează să scriu niște axiome. Deci definesc implicit ce înseamnă perfecțiunea sau pozitivitatea, nu direct cum încercau Descartes sau Leibniz, într-un mod care nu duce nicăieri, pentru că pot să apară tot felul de controverse filosofice sau teologice. De pildă, dacă spui imediat Dumnezeu este roșu, lumea o să sară în sus. Cum ai găsit roșu? Da. Este incolor, poate. Toată lumea știe că-i verde. Deci, o să vedem imediat cum sunt aceste definiții date în maniera axiomatică. Deci, asta este un lucru foarte important. Să înțelegem că trecerea pe care o face Gödel și originalitatea lui este să scrie niște axiome prin care să definească implicit conceptele pedagogice și teologice cu care operau Descartes și Leibniz. Și iată acum, ca să nu mai fiu în greșeală, iată care este în câteva rânduri această demonstrație. Și sigur că ori de câte ori e nevoie, te rog să mă întreb, pentru că felul acesta o să explic mai clar și cu ce nu pot înțeleg și eu mai bine pe la capăt. Deci să începem cu prima axiomă. Exact una dintre proprietăți, proprietate oarecare, sau complementarea ei este pozitivă. Deci dacă luați o proprietate, de pildă a fi roșu, să ne stabilim pe această proprietate. Ca o proprietate simplă atomară. Asta sau negația ei este o proprietate pozitivă. Deci a fi roșu sau a fi non-roșu. Dacă porniți de la a fi non-roșu și s-o pătiți că aceasta este o proprietate negativă, atunci negația lui a fi non-roșu este o proprietate pozitivă. Pentru că avem non-roșu și prin anularea dublei negații, încă o dată, lucrăm într-o logică neconstructivă, neintuiționistă, dubla negație echivalează cu o afirmație. Deci asta deci, în general, pozitivitatea. Da, în general vorbim pentru orice proprietate oarecare, voi dumneavoastră, P, fie P, fie complementarea lui P este pozitivă. Bun, deci aici se introduce noțiunea de pozitivitate. Este o definiție parțială a pozitivității. Ceea ce reușește mașinăria axiomatică este să dea definiții implicite pentru concepte și trebuie axiomele văzute în mișcarea lor și în legăturile dintre ele pentru a putea să definim un concept. Ok, deci am făcut un pas spre aproximarea pozitivității, da? Acum, cum a spus, nu citeți lista, ci citeți demonstrația și noastră, vă rog să vă uitați la ce este. Ce decurge imediat logic din axioma 1? Cu condiția să existe cel puțin o proprietate în univers, cu condiția ca universul să nu fie gol de proprietăți, decurge imediat logic, a priori din axioma 1, că trebuie să existe proprietăți pozitive. De asemenea, dacă există o proprietate cel puțin pozitivă, trebuie să existe și proprietăți negative, adică complementarele lor. Aș vrea în momentul în care l-ascultați pe Mircea să vă să înțelegeți cât de simple sunt, de fapt, aceste lucruri, dincolo de limbajul lor. Deci sunt premize sau care sunt naturale. Le puteți accepta. Asta este ideea. Nu sunt lucruri de natural. Rămâne de văzut, comandă. Da. Așa. Înainte de a trece la axioma a doua, o simplă definiție, ce înseamnă a implica, ce înseamnă că ceva implică altceva. În vocabularul tehnic din originalul englezesc este to entail, entailment. Și vă spune că o proprietate P implică o proprietate Q dacă, în mod necesar, orice obiect care are prima proprietate o are și pe a doua. De pildă, ca să ajungem la lucrurile simple, pentru că e foarte important să avem și un suport intuitiv. Dacă ceva este roșu, atunci acel ceva este colorat. Nu poate fi roșu și să nu fie colorat. Da. Deci proprietatea a fi roșu implică proprietatea a fi colorat. Așa am înțeles-o. Da. Sau dacă ceva este filozof, sau cineva mai bine este filozof, atunci este rațional. Da. Proprietatea a fi filozof implică proprietatea a fi rațional. Eu de discutat, dar este un exemplu. Leon Chesson. Înseamnă că deține adevărul. Acum, axioma a doua. Foarte importantă pentru ceva urma. O citim mai întâi ca atare și apoi o comentăm. Orice proprietate implicată de către o proprietate pozitivă este la rândul său pozitivă. Asta ce înseamnă? Înseamnă că există o anumită armonie aici între aceste proprietăți. Dacă, de pildă, acceptăm că roșu este pozitiv și roșu implică a fi colorat, înseamnă că și a fi colorat este pozitiv. Da.
Da? Deci, dacă luăm proprietățile ca o mulțime, asta s-ar putea spune că mulțimea proprietăților este închisă față de această implicație. Da. Orice proprietate care decurge dintr-o proprietate deja existentă în mulțimea pozitivităților, este ea însăși pozitivă. Nu putem ieși dincolo de pozitivitate dacă are loc relația de implicație între proprietăți. Pe baza acestor lucruri, doar acestor două lucruri, obținem primul rezultat interesant. Anume propoziția 1. Orice proprietate pozitivă este instanțiată în mod posibil. Adică este exemplificată cu alte cuvinte. Adică dacă P este pozitivă, este posibil ca ceva să aibă acea proprietate. Asta e de acceptat, nu? Este de discutat. Sigur, este de acceptat în tradiția Leibniz. Adică dacă există... care acceptă un principiu de plenitudine. Dacă există ceva roșu, trebuie să fie și un obiect care să fie roșu. Dar dacă există un unicorn ca proprietate, există și un obiect care corespunde unicornului. Dar a fi unicornul o proprietate? Da. Putem să o echivalăm cu tot ceea ce o descriere concretă a ceea ce este un unicorn. Poți să spui că este un obiect posibil, adică poți să joci puțin cu ideea de concepibilitate și posibilitate. Dar, oricum, în tradiția aceasta a Leibniz-Gödel este de acceptat. Dar nu este acceptat ca o acțiune, după cum vedeți, este o consecință a celorlalte două acțiuni. Da. Iar demonstrația... Și deci o pot demonstra lucrul ăsta. Se poate demonstra acest lucru. Deci observați acest lucru, că dacă accepte cele două axiome pe care le-a enunțat Mircea, propoziția 1 poate fi demonstrată. Demonstrația nu este foarte complicată, dar asta... Nu facem aici, nu. Ce legătură are? Acum, ce urmărea Leibniz în argumentul său ontologic? Comentatorii spun următorul lucru, vrea să demonstreze că, și citesc, toate perfecțiunile sunt compatibile una cu cealaltă sau că pot să fie în același subiect. Am încheiat citatul. Adică avea toate perfecțiunile este o proprietate posibil exemplificată sau instanțiată. Dumnezeu. Deci dacă luăm și conjugăm, ca să zic așa, aceste proprietăți pozitive, ele nu sunt obținem ceva toate. Care poate fi exemplificat. Analogia cu comparația cu stările de lucruri atomare a lui Wittgenstein este foarte aptă aici, pentru că și aceste stări de lucruri atomare sunt compatibile unele cu altele. Pot fi conjugate fără să ajungă la o contradicție. Numai că la stările de lucruri atomare nu poți să implici o stare atomare din toată starea atomară. Aici analogia nu a poate fi făcută cu ceea ce am discutat până aici, când am vorbit despre o proprietate că implică o altă proprietate. Deci, reunind toate perfecțiunile, nu obțin ceva... Consistent. Da. Și asta poate fi încercată. Da. Ingenieristatea lui Gödel aici constă în faptul că în loc să urmărească să demonstreze așa cum Leibniz dorea acest adevăr, Gödel ia aceasta ca pe o axiomă. Și ajungem în felul acesta la axioma numărul 3. Tradune direct. Conjuncția oricărei colecții de proprietăți pozitive este pozitivă. Deci dacă eu iau 1, 2, 3, 4, 5 N proprietăți pozitive, care sunt separate și le conjug, spun prima proprietate și a doua proprietate și a treia proprietate și așa mai departe, ceea ce obțin este tot ceva pozitiv. A pune la un loc pozitivități nu conduce la ceva non-pozitiv. Deci pozitivitatea este închisă față de conjuncție. Da? O femeie perfectă. Acum, pe de o parte, logicienii cunoscători vor spune că avem o problemă formală aici, pentru că este foarte greu de lucrat cu propoziții infinit de lungi, în care să avem o infinitate de pozitivități. Dar asta poate fi, într-un fel, rezolvată tehnic și nu insist asupra. Însă, problema mai adâncă care se ridică în acest moment, și asta spune Mergin Fidic, este că această axiomă poate fi demonstrată, poate fi concepută ca fiind echivalentă logic cu concluzia argumentului Gödelian. Deci, acceptând axioma numărul 3, care ne spune conjuncția oricărei colecții de proprietăți pozitive este pozitivă, acceptând tacit și concluzia argumentului ontologic. De ce? Și acum vă devoalez care este finalul, ca să înțelegeți fiecare element al demonstrației. Ce este finalmente Dumnezeu în această construcție? Este o colecție infinită de pozitivități. Este o ființă sau o entitate maximal pozitivă. Dacă vreți, entitatea anzelmiană față de care nimic mai mare nu poate fi conceput. Dar una dintre pozitivități, pornind de la Anselm și preluat prin Descartes și Leibniz,
este existența. Atributul existenței. Deci o ființă care are dacă acceptăm conjuncția unei colecții de pozitivități ca fiind ceva pozitiv, trebuie să acceptăm că Dumnezeu există, este ceva pozitiv. Dar pozitivitatea, proprietatea lui Dumnezeu de a fi pozitiv, este o proprietate esențială pentru Dumnezeu, spune mai târziu Dumnezeu. În mare mod necesar Dumnezeu există. Da. Ăsta e mecanismul. Adică mai întâi asamblezi în mod doar posibil niște proprietăți între care intră și existența. Mai departe, nu știu dacă timpul se permită tot travaliul acesta demonstrativ, arăți că pentru Dumnezeu și doar pentru Dumnezeu, toate proprietățile care îl identifică sunt esențele sale. Sunt esențiale pentru Dumnezeu, nu sunt accidentale. Iar existența este una dintre proprietăți. Prin urmare, decurge analitic că Dumnezeu trebuie să existe. Nu doar că este posibil să existe, ci în mod necesar există. Și dacă există în mod necesar, există și în mod real. Există și aici. Deci ce trebuie să accept ca argumentul lui Gödel să funcționeze? Câteva principii care țin, în primul rând, de, și câteva definiții pe care le dă pentru conceptul de proprietate, de esență, și un principiu din această logică modală care îmi spune că dacă ceva este în mod posibil necesar ceva, atunci este necesar să fie ceva. Adică această trecere de la posibilitatea... Asta e principiul de care v-am spus că nu e șmecherie, ci funcționează. Nu, este un principiu foarte valabil. Care spune, formulează-l încă o dată. Dacă ceva, un P oarecare este posibil, atunci este posibil să fie necesar. Iar din asta decurge, dacă este posibil să fie necesar, atunci este și necesar. Asta este tipic pentru demonstrația de tip Leibniz-Gödel, pe care Anselm... Dacă vreți, există și un nume de cod, cine vrea să se uite pe internet să se convingă, este așa numitul sistem S5 de logică modală. Care spune că dacă din A decurge B, atunci din posibil A decurge posibil B. Dar în cazul demonstrației ontologice a lui Leibniz-Gödel, pasul este acesta. Dacă Dumnezeu este posibil, atunci este posibil să fie necesar și aici poți să faci reducerea de la posibil necesar la necesar. Deci este un principiu care funcționează în logica modală. Funcționează, da. Care nu-i nicio înșelătorie și care este aplicat pe o structură de raționament ca cea pe care v-a expus-o Mircea. Mare, ca să sigur că cei care au construit logica modală nici nu au avut nici mai nică idee că există o consecință a construcției lor asta. Evident. Prin genul lui Gödel se scoate din asumțele și din premisele logicii modale această demonstrație. Primul este Leibniz, care... Primul este Leibniz, care a făcut lucru foarte intuitiv, pentru că Leibniz avea suportul acesta pe care avea semantica logicilor modale, a unor posibilă. Deci el gândea într-o logică modală, deși ea încă nu se născuse. Da. Și are geniul lui Leibniz este extraordinar, pentru că el gândea logică modală, deși ea nu fusese încă implementată, pe de-o parte. Și pe de altă parte, a înțeles cum să reformuleze argumentul lui Anselm, care e bazat pe acceptarea unei definiții, foarte plauzibile, dar trebuie să accepte acea definiție prin introducerea noțiunii de proprietate, de pozitivitate, de perfecțiune. Ca ființă maximal pozitivă. Și așa ajungem, de pildă, acum la principala definiție a construcției. Definiția 1. De ce un Dumnezeu, să vă explic imediat, și nu Dumnezeu sau Dumnezeul unic, un Dumnezeu este oricare ființă care are fiecare proprietate pozitivă. Este foarte interesant că Gödel, în construcția sa axiomatică, nu vorbește despre Dumnezeu, despre God, ci vorbește despre ceva care este precum Dumnezeu, God-like, ceva asemănător lui Dumnezeu, să spunem în limba română, divinitate, care este o proprietate generică. Dar toată demonstrația lui, finalmente, conduce la ideea că nu există decât un singur individ, o singură entitate care satisface aceste condiții. Și atunci se poate trece de la un Dumnezeu generic la Dumnezeul, care este o entitate singulară, individuală, la un singur. Adică el demonstrează pentru divinitate, dar după aceea arată că, deși putem instanția divinitățile ca atare, de fapt este un Dumnezeu. Și aici se folosește ceea ce în metafizica la Emițian este foarte cunoscut, și anume un principiu după care lucrurile care împărtășesc toate proprietățile sunt identice. Așa numitul principiu al identității indiscernabile. Deci dacă luăm două entități care au toate proprietățile în comun, de fapt este una și aceeași entitate. Ele sunt indiscernabile. Da, genetic.
Deci, asta este definiția numărul 1 și pe baza a ceea ce s-a spus până acum se obține, de fapt, primul rezultat important, propoziția numărului 2, este posibil ca un Dumnezeu să existe. În felul ăsta, primul pas e realizat. Se demonstrează că Dumnezeu, cu o definiție care poate fi acceptată și e construit coerent, el poate să existe, el este posibil. E primul pas. Mergem puțin mai alert, da? Gödel are nevoie de o a patra axiomă pentru a trece în faza a doua demonstrației și încă o dată vă reamintesc, faza a doua demonstrație este pasul important, a trece de la posibilitatea lui Dumnezeu la necesitatea lui Dumnezeu. Și pentru aceasta el introduce axioma a patra, care spune ceva foarte elementar. Orice proprietate pozitivă este cu necesitate astfel. Orice proprietate negativă este cu necesitate așa. Ca să înțelegeți mai bine jargonul, imaginați-vă că o proprietate este necesară dacă ea are loc în orice fel de situație, în toate lucrurile posibile, cum se spune pornind de la Leibniz, cum se spune în semantica actuală, orice modă. De pildă, dacă eu sunt în mod esențial rațional, atunci în orice lume în care există sunt rațional. Și dacă raționalitatea este o proprietate pozitivă a mea, atunci asta este cu necesitatea așa. Adică proprietățile pozitive sunt invariante la schimbarea de lume. Da. În timp ce de pildă a fi ambidextru, este o proprietate accidentală. Dar pe care o de pildă nu. Sunt doar dreptaci. Nu sunt și stângaci. Cred că nu greșesc. Asta e definiția ambidextrii, nu? Se folosește ambidextrii la fătăușă. Dar, în fine, să iau o proprietate mai simplă. Cam două mâini. Este o proprietate accidentală. În alte situații contrafactuale s-ar putea să am o singură mâini. O astfel de proprietate nu este o proprietate accidentală. Sunt lumii care nu. Dar pentru Gödel este important, cum vom vedea, să facă pasul 4, axioma 4. Deci orice proprietate pozitivă este necesarmente așa și orice proprietate negativă este necesarmente așa. Și acum putem trece la partea a doua a demonstrației, care închide, de fapt, demonstrația ontologică. În sensul că o finalizează. Și avem definiția a doua. O definiție importantă pentru metafizica conceptului de esență. Care e foarte intuitivă, dacă o citim și trecem dincolo de limbajul rebarbativ. O proprietate de mare, să avem în minte proprietatea divinității, a fi precum de mare divinitate. Este esența unui obiect demic, dacă și numai dacă, acel gând dacă nu e o greșeală. Asta e prescurtarea pentru dacă și numai dacă. Sunt îndeplinite următoarele două condiții. Și anume, demic are proprietatea de mare. E foarte greu să concep că ceva este esența unui obiect, dar acel obiect nu are acea proprietate. E greu să concep că esența mea este raționalitatea, dar sunt situații în care eu nu sunt rațional. Deci, este conținut în conceptul de esență faptul că dacă ceva e esența unui obiect, obiectul trebuie să aibă acea proprietate esențială. Și foarte important, al doilea lucru, de mare, deci proprietatea aceasta anumită esență, implică pe fiecare proprietate a lui de. Deci, revenind într-un fel la exemplu din anterior, dacă esența mea este raționalitatea, asta trebuie să implice toate proprietățile pe care am, inclusiv faptul că am două mii. Poate să pare ciudat, dar asta e conceptul de esență. Da. Conceptul lucrează de Gödel, în fapt. E important pasul ăsta. Este foarte important de semnalat aici, din punct de vedere, din punct de vedere al dezvoltării metafizicii și având în vedere și epoca în care Gödel a creat, o epocă care era dominată de pozitivismul logic, deci o epocă antimetafizică, că el nu asumă că obiectele au esențe. Dar pentru un obiect, și anume obiectul care este acest Dumnezeu, avem un candidat clar la esența lui. Și în felul acesta se ajunge la propoziția a treia. Și anume, dacă demic este un Dumnezeu, un Dumnezeu, esența lui demic este aceea de a fi un Dumnezeu. Asta, dacă este să o analizăm mai departe, ne spune următorul lucru, că toate proprietățile pe care Dumnezeu le are, ca ființă maximal pozitivă, sunt proprietăți esențiale ale sale. Nici măcar una dintre proprietățile divinității nu este o proprietate accidentală. Totul este esențial și necesar pentru Dumnezeu. Nimic nu este contingent. Este posibil ca Dumnezeu să existe cu necesitate. Și aici intervine principiul acela de reducere, cum se spune. Dacă ceva e posibil necesar, atunci el este pur și simplu necesar. Da. Ca să nu fie foarte abstrus ceea ce se spune aici. Și asta rezultă teorema. Și rezultă teorema. Deci dacă este posibil să existe, atunci este necesar să existe. Ceea ce reprezintă. Dar cum se face reducerea aceasta? Și cu asta chiar putem să ne apropiem de sfârșit.
Din fericire pentru noi astăzi, avem un instrument foarte util de a înțelege aceste lucruri extrem de abstracte și de abstruse, care se numește acest instrument semantica lucrurilor posibile. O invenție genială care are printre principalii autori un filozof american contemporan, Saul Creed. Pornind de la Leibniz, el spune următorul lucru. Ce este un adevăr necesar? Ceva care este adevărat în toate lumile posibile. Ce este un adevăr posibil? Ceva care este adevărat în cel puțin o lume posibilă. 2 + 2 = 4. E un adevăr aritmetic necesar. Asta înseamnă că în toate lumile posibile, 2 + 2 = 4. Cei care spun că 2 + 2 fac altceva gândindu-se la sisteme de numerotație diferite, confundă planurile. Nu vorbesc despre enunț și despre sistemul de numerare. Vorbesc despre numere ca atare. Platonicianului. Să ne imaginăm acum că lumile posibile am fi chiar noi, oamenii care suntem aici de față. Fiecare dintre noi. Nu, ori eu, domnul Greșu, domnul Gonzalo, toți cei care ne-au făcut. Fiecare este un lume posibil. Chiar așa și este. Suntem fiecare o lume posibilă. Închidem în noi tot universul, la monada, la iunțeană, etc. Ingenuitatea lui Hilke a fost să spună că aceste lumi posibile au legături între ele. Nu sunt ca niște monade separate. Care nu comunică, care fără ferestră. Ele se văd între ele. Asta e chiar metafora de predilecția lui Lucian Modalist. O lume poate vedea o altă lume. Cum ne vedem noi aici? Ce înseamnă atunci că o propoziție e necesară adevărată? Cum am zis, e adevărat în orice lume posibil. Deci, dacă eu, de pildă, văd peste tot în sala aici propoziția Dumnezeu există, în mințile dumneavoastră, ca să zic așa. Sau poate o scrieți pe o hârtie și o arătați în sus. Eu pot să spun următorul lucru. Este necesar că Dumnezeu există, pentru că eu am văzut această propoziție la toți, la toate lumile posibile. Dacă o văd doar într-o parte a sălii și nu o văd în toată sala, voi spune, este posibil că există. Ce anume face mai departe posibilă trecerea de la e posibil necesar la necesar? Următorul lucru. Că în această logică, fiecare lume vede fiecare lume. Noi toți putem vedea pe orice. Și atunci gândiți-vă, când spun este posibil necesar ceva, ce înseamnă asta? Că există o lume, în care în așa fel încât în acea lume, toate lumile accesibile sunt lumii în care Dumnezeu există. Deci, cu alte cuvinte, condiția pentru ca posibil necesar Dumnezeu există să fie adevărat, este ca Dumnezeu să fie adevărat în toate lumile. Dar dacă Dumnezeu e adevărat în toate lumile, Dumnezeu există adevărat în toate lumile, înseamnă că e necesar. Deci condiția aceasta că orice lume poate vedea orice lume este condiția sine qua non pentru ca demonstrația să funcționeze. Și reducția pleacă de la afirmația că dacă Dumnezeu este posibil necesar într-o lume, el este necesar în toate. În toate. Și asta închide toată demonstrația noastră. Deci ajungem la teorema numărul 5 care spune Dumnezeu există cu necesitate. Da. În simpla posibilitate. Întrebarea este, am putea reproduce demonstrația cu un alt concept decât cel de divinitate? Nu. Pentru că singurul concept care satisface singura entitate, singura persoană, cum doriți să abordați divinitatea, care satisface toate aceste condiții, este doar aceasta care a fost definită ca o ființă maximal perfectă, deci care are toate posibilitățile. Ăsta este argumentul ontologic în favoarea existenței lui Dumnezeu. Acum, întrucât deja ne-am lungit cu jumătate de oră și vă mulțumesc pentru răbdare, dar cred că a meritat, vreau să fac două comentarii. Unul este, privește demonstrația. Ea poate fi făcută cu creion în mână, de către un om care poate urmări calculul logic pe care Gödel mi l-a lăsat. Ce este discutabil în această demonstrație este, sunt presupozițiile pe care le antrenează fiecare din axiomele și definițiile care au fost introduse în mașinăria logică. Logicienii spun că această mașinărie logică pe care Gödel a construit-o, care formalizează ceea ce imaginase Leibniz, este perfectă. Deci problema este numai a presupozițiilor care stau în dosul acestor definiții și axiome. Ele pot fi în mod filozofic, ori logic, analizate, respinse, restrânse și așa mai departe. Dar mașinăria ca atare, ea este perfectă, pentru că Gödel a fost un logician de geniu.
și cu el, cu Gödel, se închide o intuiție care în mintea genială a lui Leibniz s-a construit ca să critique, pe de o parte, parțialitatea argumentului ontologic în reformularea lui Descartes și ca să continue intuiția genială pe care a avut-o Anselm când a imaginat primul în acest univers un argument în favoarea existenței lui Dumnezeu pe care îl numim ontologic. Asta e prima observație. A doua se referă la întrebarea: e Dumnezeul în care noi credem atunci când ne declarăm creștini, musulmani, budiști sau mai nu știu ce, acel Dumnezeu care rezultă de aici? Te rog, intervin. Da, foarte bine că am întors la acest lucru, pentru că voia de la argument m-a împiedicat să vă transmit câteva dintre lucrurile care erau esențiale, da, pentru a înțelege fundalul pe care Gödel a construit argumentul. Aceste lucruri sunt cele care, într-un fel, pot să închidă și bucla pe care am deschis-o la începutul acestui dialog. Întrebarea era, de ce Gödel nu a publicat demonstrații? Se jena, putea fi crezut doar ca fiind un credincios. Iată ce spune Hao Wang despre concepția metafizică și filozofică a lui Gödel, așa cum i-a comunicat-o chiar Gödel. I-a transmis o schiță în 14 puncte a credințelor sale filozofice, iar punctele relevante pentru demonstrația noastră ontologică ar fi următoarele. Și aceste lucruri sunt credințe metafizice ale lui Gödel. Există alte lumi și alte ființe raționale de un gen diferit și superior. Asta apare la poziția numărul 4 pe lista respectivă. La poziția numărul 5, lumea în care trăim nu este unica lume în care vom trăi sau în care am trăit. La poziția 13-a, există o filozofie și o teologie științifice exacte care au de-a face cu concepte de cel mai mare grad de abstracție, iar toate acestea sunt deopotrivă cât se poate de fertile pentru știință. Și în fine, punctul numărul 14, cu care putem fi de acord sau putem să ne manifestăm reticența, religiile, consideră Gödel, religiile istorice sunt în cea mai mare parte a lor pernicioase, dar religia, religiozitatea ca atare este foarte importantă. Trebuie spus că Gödel însuși era un luteran botezat. Așa. Și însuși, chiar dacă nu frecventa biserica, Dele Gödel îi comunica la două zile după moartea lui Gödel din Hao Wang, în fiecare duminică tează soția sa, citea două ore. Deci făcea acest exercițiu de religiozitate cu religiozitate. Dacă îmi permiți doar două scurte observații, după aceea te las să închei. Întrebarea este dacă această critică, care se reduce la spune că argumentul este circular sau petiție o principii, este o critică distrugătoare. Sigur, într-un fel se poate spune da, pentru că de vreme ce teorema 1, concluzia Dumnezeu există cu necesitate, este ascunsă într-una dintre axiome și într-una dintre definiții, atunci nu am demonstrat ceea ce am demonstrat. Dar într-un alt sens mai general trebuie să reflectăm asupra faptului că orice deducție, și ăsta este un exercițiu de raționament deductiv, orice deducție a fost chestionată ca fiind un petitio principii. În secolul al XIX-lea, John Stuart Mill spunea că valoarea deducției este foarte limitată pentru cunoaștere, pentru că în orice silogism, ăsta era modelul său, nu cunoștea altă logică Mill, în orice silogism aristotelic, concluzia este ascunsă în premize, sau este echivalentă cu premize. Concluzia nu poate să aducă un spor de informație dacă raționamentul este deductiv și deci a deduce înseamnă a da la inveală. Exact. În acest sens, sigur că orice deducție este sterilă. Dar asta este miza acestui joc. Lor, să scoți cât poți de mult prin rațiune din conceptele prin care ai definit divinitatea. Așa cum spuneam înainte de a începe prezentarea, cred că finalmente morala este că aici vedem care este puterea, care sunt limitele și care sunt și calcanele rațiunii. O să închei cu o ultimă remarcă, aceea referitoare la preocuparea legată de argumentele în favoarea existenței lui Dumnezeu. Sunt argumente bazate pe ideea de finalitate. Argumentele care, de exemplu, cineva merge pe câmp și găsește acolo un ceas. Și are două posibilități.
să spună acest ceas a fost creat de un om și a fost pierdut aici, sau să spună, a, acest ceas, prin selecție naturală, a fost în mod natural produs și de aceea l-am găsit aici. Ironizez, desigur, pe cei care astăzi resping argumentul din design, cum se numește, argument from design, ca fiind un argument cretin. Nu, dacă găsești un ceas pe câmp, e rațional să presupui că o ființă rațională l-a construit. Exact. Cei care cred în acest argument bazat pe finalitate spun că Universul este atât de complex încât el nu poate fi decât creația unui creator omnipotent, omniscient, etc. Sunt argumentele morale care spun că felul în care omul e construit, cu sentimente morale și așa mai departe, arată că există un creator care deopotrivă este înzestrat cu sentimente morale și așa mai departe. Este argumentul ontologic pe care l-ați auzit, sau argumentul care spune că fiecare lucru are o cauză și, mergând la originea cauzelor, există o cauză primă. Aici mai adaug un argument care a fost formulat implicit de Pascal, este puțin cunoscut și este argumentul prin care el a vrut, în ce noi astăzi numim le pensé, să demonstreze adevărul religiei creștine. Doar vi-l enunț, nu-l dezvolt, doar am vrut să arăt în încheierea acestei întâlniri că există o preocupare care nu este ridicolă, care e serioasă, în sensul în care Fitting a spus că este serioasă, chiar dacă el consideră că nu este importantă, dar care pentru noi, ce poate fi mai important decât întrebarea dacă Dumnezeu există sau nu, este, cred, foarte important. Îi mulțumesc lui Mircea Dumitru pentru faptul de a ne fi introdus în acest argument. N-aș vrea să plecați cu sentimentul că ați fost trași pe sfoară. Ați fost numai cu cele 40 de minute cu care ați stat în plus. Dar acest argument este intelectualmente sound, este intelectualmente corect. A gândi este un lucru în sine, nu doar serios, cred, ci și important. Vă mulțumesc foarte mult! Întâlnirea cu Lucian Croitoru, care este economist, este consilierul Guvernatorului Băncii Naționale pe chestiuni de economie, cu care o să discut despre un argument referitor la apărarea piețelor și raționalitatea apărării piețelor. Și nu pe scurt, la momentul capitalist. Tot doar așa. Ultima joi. Mariul Pascal mai bun, mă duc de Barbara Gaudă, mă duc de Barbara Gaudă.